Coșurile de fum rămân o problemă pentru cartierele marginale ale orașului. Cel mai bun exemplu este Schela Cladovei, locul unde coșurile de fum sunt puse la voia întâmplării. Cei care locuiesc aici au asigurat căldura fără a mai ține cont și de normele legale. Mai grav este faptul că își pun în pericol atât propria viață, cât și pe cea a vecinilor. Imaginea tristă și ponosită te izbește atunci când ajungi în Schela Cladovei și asta nu doar din cauza blocurilor gri și a gunoaielor care sunt aruncate la voia întâmplării, ci și a coșurilor de fum care au împânzit cartierul. Cei care locuiesc aici și-au asigurat căldura fără a mai ține cont de normele legale. Mai grav este că își pun în pericol atât propria viață cât și pe cea a vecinilor. Și asta deoarece coșurile de fum nu trebuie puse după ureche, ci au nevoie de o autorizație. La instalarea coșurilor de fum trebuie eliberat certificat de urbanism și scoasă autorizație de construcție. În primul rând că modifică imaginea blocului sau apartamentului sau casei respective. Referitor la coșurile care sunt deja instalate pentru înlocuiri de sobe de încălzit sau coșuri de fum, nu trebuie autorizație nouă emisă. Efectiv se fac modificările în baza autorizației vechi. Pompierii atrag atenția că odată cu apropierea sezonului rece, cei care locuiesc la case trebuie să respecte anumite reguli în legătură cu curățarea coșurilor de fum pentru a preveni producerea unui eventual incendiu. Pentru a preveni izbucnirea unor incendii, ca urmare a folosirii necorespunzătoare a coșurilor de evacuare a fumului, reamintim cetățenilor că aceștia au obligația de a verifica, curăța periodic, repara și izola termic aceste coșuri de fum. Este interzis a se folosi coșurile de fum netencuite, deteriorate sau necurățate. Având în vedere că suntem în sezonul rece, se recomandă cetățenilor respectarea unor reguli și măsuri de prevenire a unor incendii. Astfel se interzice folosirea sobelor și altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizații, supraalimentate, cu combustibil sau nesupravegheate. De asemenea, depozitarea materialelor combustibile se va face la o distanță mai mare de un metru față de sobele metalice și de 50 de centimetri la sobele de cărămidă sau teracotă.